Dacă n-aș fi citit cartea și luat-o imediat după speech-ul tău, vă mulțumesc foarte mult. E un roman original, un roman foarte îndrăsneț. E o mare îndrăsneală să porți un dialog cu Dumnezeu sub orice formă romanescă în zilele noastre. E o mare îndrăsneală să poți să disociezi cu multă subtilitate forme ale răului care provin din religii, diferite religii, în speță aici sunt Biblia și Coranul, cele două pe care se axează permanent Eric Emmanuel Schmidt. E un roman plin de energie, un roman care vorbește în același timp despre zilele noastre, căci pornește de la un atentat real, de la Charleroi. E un roman puternic, în care, iată, pe 300 de pagini, suntem plimbați din actualitatea cea mai acută până la originile religiilor. Vă mulțumesc!